frate strigă și mama, și frate și mama, mama care o găsit, scot banii din la ceareu, de moarte să-i găsesc fata. Banii din la ceareu, astăzi și eu să mă îngropie copiii, scot să găsesc fata. Fata, mamă, fata, nu pot nici să zic fapte, să stau în picioare, de-abia stau la doamna aici. Nu mai pot, nu mai pot. Dar ce credeți? Unde este? Unde credeți că se află? Nu mai gândesc că este de sâmbătă până luni, nu mai e fata mea. Nu mai e fata mea, că nu unde șoferul. Nu unde șoferul care a luat o mașină. Mărin, patronul din Dobârce, din Dățulești. De te strig în gura mare că ești disperată pică, doamne, aici, dacă nu te șoferul. Vreau șoferul, mă știi la Dumnezeu, să dai șoferul, să spui șoferul ce-a făcut cu ea. Șoferul din la Dățulești, din Mărin, Mărin, Mărin. La spital ați căutat-o? Este tot, mamă, și în Dolj, și în Craiova, și mâine plec eu iar în Craiova. Mâine plec eu Craiova, că mi-a căutat-o nepotul meu, copilul, soarii mele, că uite mă sună acum, o găsit în vică. N-o găsit soră, n-o găsit, mâine vine băiatul ăștia. Mâine mă duc cu băiatul Craiova să dea Dumnezeu sus la toată lumea, să-mi dea și mie fata, copilul meu. Copilul meu care am avut grijă, m-a dus și am năcăjită, vadă-mă. Vadă-mă, mamă, eu crescut mai de viața mea. Am lucrat și eu la Corșpan, doar Corșpan, mă știe, la fabrica de pâine, că a fost o femeie năcăjită. Și fata mea să nu știu de ea. De-abia am crescut-o, de-abia am crescut-o, mamă, 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 eu pe Victoria și țip. Țip ca să fie șoferul la patronul ăsta, are mașini chinete și nu vrea să-mi dea șoferul. Nu vrea să-mi dea șoferul, Mărin, Mărin, e pe mână cu el, poate, cu gigeri meu. Cu gigeri meu, că auzam fata de Mărin, Mărin. Bolnavă, bolnavă, știa, nu se desparte de Mărin. Stam în doi pe felie, domnule, trebuie cu dicățați, trebuie fușcați. Să-mi pierdă fața bolnavă, piarda mea să nu fi luat un microbus, că microbusul n-a fost salvare. Trebuia fata dusă de soț la spital. Trebuia fata dusă de soț la spital, e mai mare cu 7 ani ca fata mea.